Colegiul a fost condus de juristul prefecturii Antonel Jijie. Acesta a observat lipsa reprezentanților casei județene de pensii, care aveau, conform ordinii de zi, o prezentare de raport. Informare prin actate desfășurată Casa Județeană de Pensii în perioada ianuarie-aprilie 2011, conform programului cuprins în plan de acțiune al județului Dâmbovița. Măsuri de îmbunătățire activității. Vă rog. Cine prezintă? A fost la conferința de presă, da. Pentru informarea dumneavoastră, trebuia să vină, să ne prezinte. Nici domnul Cătălin nu este, Nicolae? Da. Poftiți, prezentați. Cătălin Nicolae, directorul AJFM, a prezentat, a răspuns întrebărilor, iar colegiul s-a încheiat după 30 de minute. Un colegiu foarte scurt, dacă n-a fost prefectul, se mai ia la bani mărunți pe unii dintre directori.